În rândul elevilor de 16 ani, cel mai consumat drog ilicit este cannabisul, urmat de substanțe psihoactive. Cannabis, vă spune ceva? Cannabis, domnilor deputați de la USR, pentru că ar trebui să vă spună, întrucât dumneavoastră, care vă frângeți mâinile acum de această problemă, ați promovat și susținut un proiect de lege privind legalizarea cannabisului. Deci, pe de o parte, veniți aici și spuneți că e mare problema cu drogurile și să știe românii, pe de altă parte, cereți în Parlament legi pentru legalizarea consumului de droguri. Asta este realitatea. Și nu e doar una.